Președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță, a venit cu un apel public adresat liderului fracțiunii PAS din Parlament, Igor Grosu, pentru a se așeza la masa de dialog. Socialistul a invitat deputații de dreapta la discuții pentru a stabili pașii necesari pentru a ieși din criza politică, inclusiv pentru a stabili data desfășurării alegerilor parlamentare anticipate. Mă adresez cu un apel public lui Igor Grosu să inițiem împreună negocieri în privința declanșării alegerilor anticipate. Suntem deschiși pentru a discuta, a negocia, a ne înțelege absolut pe toate procedurile, inclusiv data desfășurării, procesul, actele legislative necesare a fi aprobate, eliberarea surselor financiare necesare desfășurării alegerilor, a declarat Corneliu Furculiță la un post privat de radio. Deputatul PSRM a calificat drept emotive toate acțiunile PAS întreprinse de vineri și până astăzi. Socialistul a declarat că hotărârile votate vinerea trecută de Parlament cu referire la Curtea Constituțională fac parte dintr-un proces politico-juridic și pot fi contestate în mod legal în instanță.